doi români frate și soră sunt cercetați pentru incest aceștia ar fi fost prinși în fapt chiar de către soția bărbatului cei doi frați, trimiși în judecată pentru incest, locuiesc în comuna Eșană Probota și erau filați de autorități încă din anul 2019, potrivit bzi.ro. Costică Benone Răileanu și Elena Răileanu vor fi nevoiți să dea acum explicații în fața magistraților sub acuzația de incest. Întreg scandalul a izbucnit după ce nevasta Eșanului i-a prins în fapt pe cei doi amorezi. În dosarul de incest se află pe rolul judecătării Iași, care urmează să stabilească un prim termen al procesului penal. Oamenii legii au susținut că Elena Răileanu și Costica Benone Răileanu au intrat în vizorul lor înainte de a izbucni în România pandemia de COVID-19. Mai exact, anchetatorii susțin că frații din localitatea Ieșeană-Probota au fost luați la ochi la finele lunii august 2019. În cauză s-a reținut că pe data de 26 august 2019, pe fondul Consumului consumului de băuturi alcoolice, inculpații au întreținut un raport sexual normal, consimțit la domiciliul bărbatului din comuna Probota. Cei doi au fost surprinși în timpul raportului sexual, de către soția inculpatului și ulterior de către concubinul inculpatei. A declarat ieri Dragoș Bordianu, prim procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Iași, potrivit sursei citate.